Bine v-am găsit la știrile din sport. CSU Alba Iulia nu a reușit să treacă de campioana României la basket, CSM Târgoviște. Alba Iuliencele au pierdut partida cu scorul de 66-77, însă au demonstrat că există potențial în rândul echipei și la pauză au intrat la vestiare cu egalitate pe tabelă, scor 34-34. Erorile din defensivă și lipsa de concentrare de sub panou au făcut ca meciul să curgă în favoarea celei mai bune echipe din România. CSU Alba Iulia a început tare și în primul sfert, la un moment dat, tabela indica scorul de 12-7 pentru Alba Iulience. Incomodate serios de către basketbalistele lui Miroslav Popov, campioanele au uitat de oboseala acumulată în urma duelurilor din Euroligă și au lansat taifunul în sala universității. Acestea au reușit să câștige primul sfert cu scorul de 16-13. În al doilea sfert, basketbalistele din cetatea Marii Uniri au jucat probabil cel mai frumos basket din ultima perioadă și s-au impus cu scorul de 21-18. Echipele au intrat la cabine la egalitate 34-34. După pauză, greșelile din defensivă și superficialitatea din atac au condus la o victorie echipei oaspete. CSM Târgoviște s-a impus în final cu scorul de 77-66. Antrenorul Miroslav Popov nu a fost mulțumit de prestația jucătoarelor sale, însă a ținut să aprecieze forța echipei din Târgoviște. I think that we know that will be a tough game, you know, but I hope that my girls play very well. But we missed some easy shots, you know, in the first half, in the second half. Also in the 2 minutes before the end of the game, we have open shot one-on-one situation, but we don't have strength to score. They are stronger, you know, they are stronger, they are have a lot of games in the game, in the legs, and they penetrate. We are not in shape like them, and they are better for 10 points for sure. And I try to play defensive better, but we have some mistakes in defense, you know, they stay open and go inside, but this is individual mistakes, you know. Cea mai bună jucătoare din tabăra CSU-ului, marcatoarea 19 puncte, Amanda Thompson, este de părere că atât ea cât și echipa a dat tot pe teren, însă greșelile au privat echipa din Alba Iulia de un rezultat mare. I think we competed today. We were very much prepared. We came up short in the end, but I think that we're getting better every step of the way. And, you know, this is just one step process. In the end, I think we'll be there. What do you think missed in our game today? I think our defense wasn't as good as it needed to be. We got caught on a couple penetrations, and our help side wasn't that good, and they kept getting our guards down low. Once we get our help side together, we'll be okay. Antrenorul formației campioane, Florin Nini, a felicitat echipa din Alba Iulia pentru joc și s-a declarat plăcut surprins de evoluția formației lui Miroslav Popov. Da, un meci dificil, așa cum ne așteptam. Alba Iulia este o echipă ambițioasă. Dacă ne aducem aminte încă din tur, ele au pierdut la 2 puncte, deci e o echipă care luptă, care nu are prejudecăți, indiferent în fața oricărei echipe se află. De cealaltă parte, președintele formației din Alba Iulia, Bogdan Duma, crede că jocul putea curge în favoarea fetelor pe care le conduce dacă nu apăreau greșelile din ofensivă și defensivă. S-au făcut foarte multe greșeli și probabil în momentele cheie echipa a jucat un pic cam haotic, au fost niște greșeli la scorul egal și înainte de pauză, niște pase greșite, niște ratări din poziții foarte, foarte ideale pentru noi. Dar un meci foarte, foarte bun. Țin să felicit echipa, antrenorul și sperăm ca în continuare să o ținem pe drumul acesta bun și să ne depunem obiectivul. CSU Alba Iulia are din nou o pauză considerabilă care permite o pregătire bună, având în vedere că următorul meci va fi abia în 8 martie împotriva echipei din Alexandria.